Acer Negundo Proiect Bonsai. Salutare, prieteni! Cu siguranță vă amintiți de proiectul meu de bonsai, arțar american împreună cu un stejar, crescut pe piatră. Dacă nu știți despre ce e vorba, click aici și o să vedeți filmul cu transplantarea din luna februarie. Între timp, a venit vara, chiar dacă suntem în aprilie, afară este o vreme de vară și ia uite ce frumos a crescut proiectul meu. Plântuțele au lăstărit puternic și m-am gândit acum să ajustez puțin lăstarii. Poate că nu e neapărat indicat, poate e prea de vreme să se aplic o tăiere, dar sper că o să reușesc să forțez puțin ramificarea. Și o să reduc fiecare lăstar la prima pereche de frunze. Încep cu ăsta mai mare de mijloc și tot așa. Aici am două crengi care cresc paralel și va trebui să elimin una. Nu am ce face cu amândouă. Am aici o crenguță, un ciot practic, care din păcate în primăvara asta nu a dat lăstare. Și așa că va trebui să o elimin, s-a uscat și o voi elimina. Și cred că pot să intru mai mult, că văd că e uscat aici. Bun, cam așa rămâne. Acum, dacă va mai lăstări până la toamnă, o să mai ajustez puțin lăstarii. Dacă nu, așa rămâne până la primăvară, când o să încep să dau la o parte pământul ca să rămână la vedere rădăcine pe piatră. Un singur lucru mai am de făcut acum, să smulg buruienile astea care au început să crească aici. Bun, asta e tot. Să sperăm că va evolua frumos până la toamnă. Chiar dacă nu sunt foarte încântat de felul în care a lăstărit stejarul. E cam firav, dar poate că își revine până la toamnă. Și să sperăm că va arăta din ce în ce mai frumos. Mulțumesc pentru vizionare și o să vă țin la curent cu evoluția proiectului.